Bună ziua, bine v-am regăsit la a doua întâlnire în cartierul Alexandru cel Bun cu ieșenii care locuiesc în această zonă a orașului. Este o întâlnire de bilanț, am spune noi, este a șaptea audiență publică la centrele de cartier organizată de Primăria Municipiului Iași și de Dalche în această vară și în această toamnă. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi, vă mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, ne-au pus întrebări, ne-au făcut sugestii. Încă din luna iulie, atunci când am avut prima astfel de întâlnire la centrul din Nicolina, ne-am văzut cu ieșenii la toate centrele de cartier ale primăriei. După Nicolina am mers în Frumoasa, apoi în Păcurari, în Tătăraș. La dumneavoastră revenim pentru că este cel mai spațios, să spunem așa, centru de cartier al primăriei și de aceea am preferat, ținând cont și de dimensiunea cartierelor acestei zone a orașului, să revenim pentru această audiență de bilanț la dumneavoastră în cartier. Mulțumim colegilor de la primărie, doamnei Adriana Spătaru și colegilor săi care ne-au fost gazde încă din luna iulie. Sperăm să ne revedem și anul viitor, chiar în timpul sezonului de încălzire, dacă va fi cazul, dacă nu, după ce vom încheia sezonul de încălzire. Mulțumim, bineînțeles, reprezentanților ANRSC și salut prezența printre noi la această audiență de bilanț a domnului Bogdan Panțiru, directorul ANRSC pentru regiunea Moldova Nord-Est, și a colegului domniei sale, domnul Dorel Filimon, care este director juridic al ANRSC pe regiunea Nord-Est Moldova. După fiecare audiență din cartierele Iașului, împreună cu colegii de la primărie, a doua sau cel târziu a treia zi, am centralizat solicitările primite de la dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, reclamațiile, sugestiile și observațiile și fiecare dintre noi, fie Dalchea, fie primăria, fie Termoservice și la fel salut prezența printre noi a reprezentanților Termoservice împreună cu domnul director general Ciprian Chirița, ne-am asumat responsabilitatea de a vă răspunde sau de a rezolva una din problemele pe care le-ați ridicat dumneavoastră atunci când ne-am întâlnit în cartierele Iașului. După fiecare astfel de întâlnire, așa cum spuneam, centralizăm toate întrebările și sugestiile dumneavoastră, toate reclamațiile, urmând ca, în general, cu o zi, două, înainte de următoarea întâlnire din cartier, deci la un interval de două săptămâni, să ne vedem împreună cu colegii de la primărie și să vedem în intervalul trecut care din solicitări au fost rezolvate și acolo unde am întâmpinat dificultăți, ce este de făcut. Am centralizat până în prezent peste 150 de astfel de solicitări. Cam 60% dintre ele privesc în mod direct activitatea Dalchea sau pot primi răspuns de la echipele Dalchea. Toate celelalte țin pe de-o parte de societățile de administrare imobile, Termoservice, dar și altele, de societățile de repartitoare de costuri și au mai fost diverse întrebări pe care colegii de la primărie le-au primit în mod direct și vizează cu totul alte servicii publice, mai puțin cel de termoficare. Săptămâna viitoare, după ce avem această întâlnire și vom mai primi întrebări de la dumneavoastră, vom face o centralizare finală a tuturor sugestiilor și întrebărilor și reclamațiilor primite de la ieșenii cu care ne-am văzut, așa cum spuneam, începând cu luna iulie, în așa fel încât, într-un mod de deplină transparență, să vă putem prezenta săptămâna viitoare concluziile generale ale celor 7 întâlniri pe care le-am avut cu cetățenii Iașului la centrele de cartier ale primăriei. Dincolo de aceste concluzii punctuale pe care vi le vom comunica la toate cazurile cu care ne-am confruntat și care ne-au fost aduse la cunoștință, trebuie să vă spun că în cursul săptămânii trecute, după ce am centralizat punctele dumneavoastră de vedere în ceea ce privește relația pe care o aveți cu asociațiile de proprietari, pe de o parte reprezentate prin președinți și pe de altă parte cu administratorii acestor asociații, fie că este vorba de persoane fizice sau de persoane juridice, de firme de administrare, am transmis în mod centralizat, alături de colegii de la ANRSC, un punct de vedere serviciului asociației de proprietari de la primărie, care în zilele următoare va publica pe site-ul primăriei varianta finală a celor trei regulamente privitoare la activitatea asociațiilor de proprietari, pe care cu siguranță le cunoașteți. Aceste regulamente vor fi supuse hotărârii Consiliului Local în ședința din luna octombrie și vor intra în vigoare în curând și credem noi că ele conțin foarte multe prevederi în interesul locatarilor. Aceste prevederi, așa cum spuneam, au fost colectate în urma întâlnirilor cu dumneavoastră, în urma discuțiilor pe care le-am avut, inclusiv la audiențele pe care le ținem noi la sediul nostru în fiecare miercuri dimineață, dar și după ce am analizat solicitările pe care le primim la centrul de apel non-stop gratuit al Dalchea și am centralizat concluziile, trimițându-le, așa cum spuneam, după o validare prealabilă cu ANRSC la primărie.
Este vorba de un prim regulament care privește înființarea, funcționarea și organizarea asociațiilor de proprietari. Clarifică foarte multe aspecte pe care până acum, să zicem, legislația le lăsa un pic la interpretarea unuia sau altuia. Ca să vă dau un exemplu, și o să intrăm imediat în detaliu alături de domnul director Panțiru, una din aceste prevederi pe care le-am propus primăriei pentru a fi introduse în regulament este ca președintele asociației, după fiecare adunare generală pe care o organizează asociația respectivă, și trebuie organizată cel puțin o dată pe an adunare generală. Știu că sunt asociații unde nu s-au mai convocat adunări generale de ani de zile, din păcate, și locatarii nu au niciun fel de vizibilitate în ceea ce privește activitatea asociației și situația financiară a acesteia. După fiecare adunare generală, așa cum spuneam, președintele asociației va fi obligat să transmită primăriei, la serviciul asociației de proprietari, copii după toate hotărârile luate în cadrul adunării generale, în așa fel încât serviciul de specialitate al primăriei să decidă dacă acestea sunt sau nu conforme cu legea. În cazul în care se constată că una din hotărâri luate poate în necunoștință de cauză sau poate din păcate din reavoință, această hotărâre încalcă legea, serviciul asociației de proprietari de la primărie va notifica locatarii în ceea ce privește riscurile la care aceștia se supun dacă respectiva hotărâre este aplicată sau efectele negative pe care o astfel de decizie le poate avea asupra activității asociației sau chiar în mod direct asupra locatarilor. Din păcate, există ieșeni care ne-au comunicat în lunile trecute faptul că aceste adunări generale sunt convocate într-un cerc restrâns de locatari, din păcate. Convocatoarele nu sunt făcute conform legii, nu sunt afișate la loc vizibil sau locatarii nu iau la cunoștință despre convocarea acestor adunări generale și mai mult decât atât, mai grav, după ce are loc adunarea generală, care poate de multe ori nu este statutară, însă locatarii nu au cum să afle acest lucru, hotărârile care se iau nu sunt afișate la vizier, în așa fel încât locatarii să știe, dacă n-au putut să participe la adunarea generală din motive personale, ce s-a hotărât, în așa fel încât să aibă mai departe timpul necesar să conteste aceste hotărâri. Va fi mult mai simplu odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament, pentru că odată ce președinții de asociații trimit fotocopii după hotărârile adunărilor generale la primărie și primăria se asigură, verifică legalitatea acestora, locatarii vor ști că s-a luat o hotărâre legală sau s-a luat o hotărâre ilegală care poate avea niște efecte negative asupra lor sau direct asupra asociației. Al doilea regulament, la fel de important, este cel care privește atestarea administratorilor persoane fizice. Sunt numeroase, din păcate, asociații de proprietari din Iași care au angajați administratori care nu au atestat eliberat de municipiul Iași de primărie. Au făcut sau nu au făcut acele cursuri de administrator, asta poate e mai puțin important, fiindcă sunt persoane care merg direct la examen, școlindu-se înainte, din alte surse sau procedând la o autoeducație. Nu au atestat și legea nu le permite să desfășoare această activitate de administrator de asociație dacă nu au atestat eliberat în conformitate cu legea de primăria municipiului Iași. Acolo există o prevedere care pentru locatar va fi extraordinar de importantă și de utilă. Se prevede reexaminarea, verificarea, odată la 2 ani a fiecărui administrator persoană fizică, în așa fel încât primăria, autoritatea locală, să se asigure că dacă în interval de 2 ani au apărut modificări legislative care au influență asupra activității de administrare a unei asociații, respectivul administrator este la curent cu ele și știe mai departe să le aplice, pentru a se evita cazurile des întâlnite de reprezentanții primăriei și mai ales de reprezentanții autorității de reglementare pentru servicii publice, de administratori care nu sunt la curent cu modificările legislative apărute și când sunt trași la răspundere de primărie în legătură cu motivul pentru care n-au aplicat acea nouă prevedere, spun foarte simplu, n-am știut, n-am aflat de ea. Această examinare odată la 2 ani, pentru mulți dintre ei, avea un caracter formal. Sunt oameni foarte bine pregătiți, noi înșine am avut foarte multe de învățat de la administratori din Iași, care fac treaba ca la carte, care practică această meserie de peste 10 ani și o fac impecabil, au registre ținute la zi, se vede imediat ce intri pe aleea blocului că e vorba de oameni gospodari care chiar se implică dincolo de banii pe care îi primesc în activitatea asociației. În schimb, sunt și persoane care practică această meserie cu lipsă de respect pentru locatarii pe care îi plătesc lună de lună.
Al treilea regulament despre care o să vă vorbim este cel privitor la firmele de administrare. Există în Iași asociații de proprietari care au ales să nu aibă administrator persoană fizică, ci firmă de administrare. Există avantaje și de o parte și de cealaltă. Iar la regulamentul privitor la firmele de administrare se prevăd niște criterii minime pe care o societate comercială, trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi firmă de administrare. Fiindcă, din păcate, există în municipiul Iași cazuri de firme de administrare care n-au niciun angajat, au doar contracte de colaborare, n-au niciun instalator. Noi suntem INAP-ul cu INAP-ul. Iată, doamna ne spune că există un astfel de caz. Nu se poate, sincer, ca în România anului 2014, o firmă de administrare să nu aibă administratori angajați cu atestat. Este normal să ai un număr minim de administratori atestați de primării, care au dat examen și au promovat acel examen, la un număr de apartamente. Nu se poate să administrezi poate 5.000 de apartamente și să n-ai niciun angajat, să ai doar niște contracte de colaborare cu niște oameni care n-au fost niciodată școliți, n-au primit niciodată atestat, fiindcă n-au mers niciodată la examen. Mai mult decât atât, nu se poate să ai o avarie la instalațiile interioare ale blocului și firma ta de administrare să nu aibă angajat un instalator care să vină la miezul nopții și să facă în așa fel încât blocul să nu se inunde din cauza unei avarii apărute la un calorifer. Nu. Fiecare, așa cum plătiți noastră salariul unui administrator, la fel se plătește de către cei care sunt administrați de o firmă de administrare o cotă parte lunară. Prețurile, să știți că sunt aceleași. Există, cum spuneam, avantaje de o parte și de alta. În fiecare an se oprește, dar negociază cu administrator. Nu cu administrator, trebuie să negociezi cu locatarii. Așa este. Așa este. Deci trebuie să vii în scară să negociezi cum ne convine firma respectivă, căutăm alta. Nu aduce administratorul pe cine vrea și plătește cât vrea. Ne trezim că plătim. Pentru ce? Deci plătește numai, stropește numai scala și ne bagă pe apartamente. Deci un apartament cu 3 camere plătește și 180, 18 lei, 20 de lei. Pentru ce? Negociezi eu, nu-mi convine, nu căută asociația. La dumneavoastră, în asociație, hotărârile de genul ăsta sunt luate doar de administrator, fără să se consulte cu locatarii în adunare generală? Nu mai e administratorul. Deci numai administratorul a făcut o ședință de 6 ani de zile. Eu personal m-am dus cu o hotărâre definitivă și irevocabilă la președinte și i-a spus, domnule, zic eu, în 2005 am achitat penalitățile. Scrie destul de clar, achitat pe hotărârea definitivă și irevocabilă. Zic, pentru ce n-ați respectat-o? Nu, că nu scrie la urmă că trebuie să fie scăzute penalitățile. Dar eu pentru ce te-am dat? Descrie, se respinge cererea făcută de asociație PT4, așa, întrucât nu sunt scrie achitat. Mă dă în judecată și în 2011. În 2011 câștig procesul și în 2011. Îmi scade numai 7 milioane. Pentru ce? Odată eu ce am hotărâre de definitivă. Așa este. Trebuie pusă în aplicare. Deci trebuie aplicată. Așa este. Ba, mai încă o angajat-o și pe fiică sa juridică. Aoleu, am înțeles. Președinte aveți în asociație? Președinte, comitet executiv? Micului care nu l-am văzut de 3 ani. Am înțeles că a fost mai în primăvară o ședință unde au participat președintele, fiică-sa, contabila, casiera, administratorul, încă un administrator de la bloc și a trecut în proces verbal 3-4 locatari și s-a făcut ședință pe cartier. Aoleu, am înțeles. Iar adunare generală convocată, așa cum scrie la carte, n-ați mai avut de ani de zile, din câte spuneți. Păi n-am avut. Eu personal am fost în audiență la domnul Chirica și a zis, păi cum a angajat o primică să ajung? Foarte bine. Și cum respectă dacă vede că spune că se respinge și nu știu ce? Și scrie destul de clar achitat la penalități. Pentru ce? Zic, asta este altceva. Corpul de control al primarului este de vină. Am rugat. Nu-i controlează deloc. De atestatul pe ochi moș. Am luat. Și dacă are atestat... Cu sângerița ei aici, știi, dumneavoastră, de când mă luat cu administratora mea și în continuare... Doamne, și dacă are atestat și te fur și te încadă? Dar nu contează, doamne, dar nu așa să pune un președinte care este șofer la Salubriș și spune că e președinte... Păi și-a nu scris șofer la Salubriș. Și-a nu scris șofer la Salubriș. Exact. Da, haide, știți, meseria pe care... Președintele, ce trebuie să... Cum trebuie să fie? Bun gospodar. Să fie cine? Domnul director. Cunoștință de a ei sau o punem așa? Domnul director, haideți vă rog să ne răspundă cea mai autorizată persoană din sală despre activitatea asociațiilor. Domnul Panțiru de la NRSC, vă rog. Să rămână Bogdan Panțiru, bună ziua. Deci nu știu...
exagerăm, cum spune doamna Icătoiu, dar nu obligatoriu perfect, nici eu. Deci problemele în asociații trebuie să le rezolvați dumneavoastră locatarii. Nu, trebuie să implice primăria, domnule, nu. Și să le ia și să pună oameni competenți, legea 230. Dacă vorbim de administrator care să-i atesteze pe administrator. Deci serviciul asociației face lucrul ăsta. 230 spune că primăria le dă atestatul, da? La administrator, și da. Și tot primăria trebuie să-i controleze. Întrebați pe dumneavoastră, pe domnul Chirița, care știe de câte ori am fost la dumnealui, de câte ori au controlat dumnealui sau cineva de acolo asociația de la mine. Eu aici în sală. Dumneavoastră, da, dacă îmi permiteți, o secundă, doamnă, dacă îmi permiteți, mulțumesc mult pentru remarca doamnei. Doamna are perfectă dreptate în calitatea dânsei de locataș, de cetățean al oricărui oraș din România. Legislația nu doar că permite reprezentanților primăriei să deruleze astfel de controle, dar îi obligă să facă în mod periodic controle. Și în acest regulament, primul despre care v-am vorbit, cel care privește asociațiile de proprietari, se prevede că fiecare asociație este controlată periodic, cel puțin o dată la 2 ani de către reprezentanții primăriei, dar cu tot ce înseamnă documentație. De la documentele care atestă cine e președinte, cine e membru în comitetul executiv, cine este administrator, cum a fost angajat acel administrator și dacă are sau nu atestat. Mai mult decât atât, pe site-ul internet al primăriei va exista o pagină specială dedicată asociațiilor de proprietari. Acolo veți găsi actualizată săptămânal de departamentul de comunicare al primăriei. Acolo veți găsi lista la zi cu toți administratorii persoane fizice cu atestat, cu datele lor de contact, nume, prenume, telefon și numărul atestatului și data lui de emitere, ca să știți sigur dacă administratorul dumneavoastră are sau nu atestat. Va mai exista o listă. O secundă, revin imediat. Va mai exista o listă cu administratorii care și-au pierdut atestatul și motivul pentru care au pierdut acest atestat, de ce le-a fost retras atestatul. La fel va exista o listă cu firmele de administrare acreditate de primărie să funcționeze în Iași, cu datele de contact și la fel numărul autorizației care le dă dreptul să funcționeze, să presteze astfel de servicii și în paralel, așa cum spuneam, actualizată săptămânal, lista cu firmele de administrare care au autorizația ori suspendată, ori deja retrasă și motivul pentru care s-a întâmplat în acest lucru. Fiecare dintre dumneavoastră, în orice moment al zilei, veți putea consulta pe site-ul primăriei și cred că vor fi publicate inclusiv în săptămânalul primăriei, în Curierul de Iași, această listă cu persoanele care au dreptul prin lege să presteze astfel de servicii, în așa fel încât să nu vă găsiți în situația de asociație administrată de o persoană fără atestat sau care, mai rău, a fost amendată, de ce a fost amendată. Din păcate, domnul director știe foarte bine, au fost cazuri de administratori controlați de primărie, descoperiți că au repartizat ilegal costurile cu încălzirea sau alte costuri pe lista de întreținere, au primit somație scrisă de la primărie ca să refacă aceste calcule, în așa fel încât oamenii care au fost încărcați pe lista de plată să-și primească banii înapoi, au refuzat să aplice legea, au fost somați din nou de primărie, din nou au refuzat să aplice legea, iar primăria a fost nevoită să-i amendeze. Știți ce au făcut 90% dintre ei cu acea amendă? Au trecut-o pe lista de întreținere la cheltuieli diverse, ca să o plătească locatarii și locatarii niciodată n-au aflat că administratorul respectiv a fost amendat de primărie pentru că, scuzați-mi expresia foarte brutală pe care o folosesc, fiindcă i-a furat lună de lună și a refuzat să recalculeze listele. Primăria, prin serviciul de specialitate, a pus notificări la cutiile poștare ale locatarilor din 2-3 astfel de cazuri. Locatarii au aflat că au plătit amenda pe care a primit-o administratorul, fiindcă administratorul, sincer, i-a încărcat pe lista de întreținere la costurile cu căldura și a refuzat să aplice legea. Din păcate, sunt persoane de rea credință care s-au obișnuit ani de zile, așa cum spuneați dumneavoastră, cum spunea doamna, să nu fie controlat, să nu fie trași la răspundere și consideră că pot merge la infinit cu această sfidare a locatarilor care îi plătesc. Da, la noi este cazul, noi suntem la INA. Vă rog, mă să-mi permiteți, mă scuzați că vă rog. Vă rog. Noi avem un proces cu uscătorul de 2 ani de zile. Am fost la judecătorii, suntem la tribunal. Și a decis doamna președinte că trebuie să-și pună avocat. Bine, situația dosarului este foarte complicată a uscătorului nostru. Au mers, vreau să întreb aici în sală, pentru că am onoarea să fiți director, toți reprezentanții instituțiilor statului, vreau să știu dacă cota indiviză dintr-un uscător, eu personal pot să mi-o vând dumneavoastră. Doamnă, cel mai bine, ca să vă spun, cel mai bine uscătorul, dacă nu este folosit de locatari și este folosit de 1-2 locatari, luați-l amenajați și îl închiriați.
Dar cum să le închiriem? Pentru că domnul fostul președinte, Dumnezeu să-l ierte, a pierdut casa la bancă, s-a rugat Stean Muscător. Doamne, eu vă dau un exemplu de la mine. Stați-vă, spun un exemplu de la mine. Și acum îmi duce din urmă trebuia să-l cumpere. Banii au semnat 8 sau 9 locatari. La notariat, am aici în geantă, de vândut nu se poate vinde. Parte. Și atunci un proprietar nu se poate vinde doamna, absolut nimic. Din partea de vins la notariat. Nu. Nu. Domnul șef. Singura este concesionare, da, dar vânzare 100% nu se poate. Domnul șef, s-au vândut. A fost o perioadă. Dar acum este în anul 2011. Asta e altă problemă, ai să discutăm. Doamna, hai să discutăm niște probleme concrete. Concrete sub aspectul ăsta. Nu mai două întrebări vreau să spun și atât, dar nu discut probleme. Și vă spun, eu o strecut prin asta, foleu. Ați avut o problemă asemănătoare cu scotorul? Da, bineînțeles, cu scotorul și așa și acum l-am închiriat și ne vine 450 lei pe lună. Am înțeles, și ați scăpat de probleme, cum se spune. Și am scăpat de probleme, știți? Vă rog să ascultăm pe doamna. 100%. Nu merge 8 din 10 ani de zile, stăm într-o teroare. Este ocupat uscătorul din persoana respectivă. El a decedat din 2009, soția nu a mai venit pe acolo. Este trecut o persoană la întreținere. S-a adunat suma de 8.000 de lei. Vreau să întreb și eu aici, pentru că sunt reprezentanți la autoritățile statului, cine va plăti această sumă de bani? Dar cine l-a pus cu o persoană acolo, dacă nu este păi nimeni cine, acolo? Cine, domnule, că noi nu avem voie în ședință să discutăm, că la noi când se fac adunări generale, dacă eu vorbesc, nu se consemnează în procesul verbal, că le-am scos în evidență toate faptele rele. Dar nu e administratorul vinovat. Nu. Aici e președintele de asociație. El e reprezentantul legal al asociației de proprietari. Președintele, nu administratorul. Administratorul este salariatul al asociației. Așa este. Suntem din două componente. Nu decide administratorul ce să face într-o asociație. Totul este... Nu ar trebui să decidă. Conform legii nu decide. Nu ar trebui. La multe asociații este invers. În ce sens? Administratorul n-are cu cine să lucreze, de asta. Cine n-are cu cine să lucreze? Administratorul. Vă rog să întreb pe doamna. O secundă. Vă rog. Am rugămintea să auzim pe doamna. Haideți, vă rog. Administratorul este din partea INAP-ului, iar președinta este de piscare la noi cu domnul Cezor. Suntem două componente. Nu comentez firmele. Atunci? Haideți, spuneți întrebările să vă răspundă domnul director. Când s-au ajuns, noi n-am știut ce s-au făcut tot cu uscătorul, că l-au făcut proprietate, l-au vândut parțial, 9 metri pătrați, 10 persoane la notar, act de vânzare, cumpărare, scrie în act, s-au luat sumii de bani. Este ceva dezastru. Ăla este nul. Suntem în tribunal, am avut dată judecată de anul trecut, am fost în judecătorie, acum suntem la tribunal. Am avut pe 23 septembrie, s-au amânat pe 18 noiembrie, domnule. Poate fi tras la răspundere și notarul care a făcut actele. Lasă răspundă, domnule. Haideți. Nu, că oricum, de acum e în tribunal, trebuie să o tărăsă tribunalul. Nu, nu, că nu se poate rezolva nimic, este prejudiciu, dar nu vreau să întreb. Am întrebat-o și pe doamna din partea primăriei, mi-a răspuns foarte drăguță, îi mulțumesc frumos. Cum pas să-mi pui mie penalități pentru suma care n-am plătit-o pentru avocat? Când eu sunt dat în judecată să mă duc să-i semnez și partea mea să-i o văd. Eu nu vreau. Păi, dacă nu vreți... Nu vreau. Și atunci de ce mă cheamă în tribunal și mă plimbă să-mi tocească nervii de 2 ani de zile? Da. Și doamna președintă îmi pune penalități? Își permite, nu? Dacă nu controlează nimeni, își permite, nu? Păi... Noi am făcut un bine, că normal dumneavoastră trebuia să răspundă. Asta e de bucătăria asociației. E de bucătăria asociației. Dumneavoastră, în hotărârea asociației, general asociației, trebuie să hotărâți ce aveți făcut și trebuie. Ori schimbați președintele de asociație și hotărâți... Nu, dar întâi se disproape asociația, că avem 63.000 de lei penalități. Eu am plătit pe 18... Deci pe 18 ale lunii avem dreptul până pe 19. Eu am avut 290 și nu m-am mai plâns. Pe 18 am plătit la bancă, că e n-am avut plătim la BRD, iar pe 18 mi-a și emis futurașul din întreprindere. Când s-o vira bani? Că și banca are niște reguli bancare de virat. M-am dus eu și am plătit și imediat sub o virat la INAP.
Ca să încarci și lista de penalități, cine va plăti penalități? Am înțeles. Mulțumesc. O să vă notez, o să vă notez adresa ca să facem o solicitare către primărie ca să verifice. Ok, perfect, perfect. Vă rog. Când se stopează furtul de apă caldă? La ce vă referiți mai exact? La ce vă referiți mai exact? Vă rog. Mai exact vă spun. Eu fac citirile atât la locatari cât și de branșamente. Așa. Și când am făcut apometrele aseară, în apartamente și conturi de branșament. Când da. Am citit aseară branșamentele, da. A rămas stupefiat. Așa. Aspectul ăsta. Da. Am închis robineții la apa caldă. V-a surprins ce? Cantitatea foarte... Diferența de... apă. Diferența între suma apometrelor și citirea de la contor. Da. Așa, da. Așa. Și am închis apometrele de apă caldă, da. Apometrul de apă caldă care da. Am robinet eu. Da, da. Aveți robinet de izolare, da? Da, am robinet la subsol și în 10 ore, da. 0,45 de metri cubi o registrată la debranșament. Nu înțeleg ce ați închis exact. Închis coloana de apă caldă. Așa. Da. Am nu din branșamentul dumneavoastră, de la subsol, care e la distanță, care e la distanță de 5 așa. Metri. Așa, da. Așa. Deci da. Robineții și... care separă gigacalorimetru. Nu, au robineți, înțeleg, de izolare, de pe, coloane. Izolare pe coloane. Da, da, da. Ca să se asigure că dacă da. Este o avarie în bloc, puteți izola exact coloana aceea. Eu v-am trimis adresă și în ianuarie treaba asta, știi, așa, cu diferența... Doamna Adriana știe foarte bine că așa. El a venit de foarte mult da, ori. Da. Ei, ați pierdut un bloc foarte bun platnic. Da, spuneți-mi spun, altceva. Când spuneți dumneavoastră că ați făcut... cauza asta, să știți. Dacă dădem, anul trecut dădem peste 100 de milioane pe timp de iarnă, în iarna asta nu știu dacă vă dăm 2000 de lei. Haideți să vă întreb altceva. Când spuneți dumneavoastră că faceți citirile apometrelor în apartamente, citiți în absolut toate apartamentele în aceeași zi, inclusiv nu, în cele deconectate? Dar bineînțeles, în aceeași zi, știi, așa că te vor. Dar toate apometrele citesc. Din toate apartamentele da? Din bloc. Și vă spun, la astea, la altii din Arajacului, nu spun că e, are o clasă, știi, așa. Dar da. Eu am apometre pe coloane. Aveți fiecare tronson cu fiecare propriul apometru de desubt, are apometrul la subsol. Așa. La subsol. Așa. E așa, așa, păi văd care coloană am are diferențe. Între cele trei apometri de pe coloane da. Și apometru da. De branșament al răjacului am 4 metri. Da. Da? Un consum de 340 de metri într-o lună. Da. Da? Așa. Știți ce, aici, ce voiam să vă întreb? Aici, o eu am și pe apă caldă. Am înțeles. Haideți să vă întreb. Am și pe apă caldă pus apometru. Al dumneavoastră mi-a registrat 63 de metri, da. Am eu 30 de metri. Da. Haideți să vă întreb altceva. În momentul în care ați făcut citiri de-a lungul ultimelor luni în apartamente, ați avut un tehnician care să vadă poziția în care sunt montate apometrele? Domnul director Doamna. Chirița, cred că ne poate da un exemplu. Haideți să vă spun. Chiar la domnii eu la 250. Eu pot să-l pun și cu fața în sus și cu fața nu, în jos. Stați așa nu un este pic. Adevărat. Diferența poate să fie până în 15%. Nu, nu. Dar nu-i 52%. Ba da, diferența poate să treacă și de 70%. Îi avem aici pe domnii de la... Haideți să fie așa. Dar dacă el e închis, branșamentul este închis, de ce ăsta înregistrează? Haideți să revenim punctual. Am spus, domnii în 10 la... ori, 0,4. Am înțeles. Haideți vă rog să vă și răspund. Înseamnă că în 24 de ori, un metru cub pe zi. Haideți vă rog să vă și răspund dacă a spus o întrebare. Vă rog. Un metru cub pe zi, vă dați seama că sunt 30 de metri cub. Mă lăsați să vă răspund. Mă lăsați să vă răspund. Vă dau cu un exemplu concret. Îi avem aici pe domnii de la blocul 250 ANL, ANL-urile de aici din Alexandru, din apropiere. La prima audiență de acum câteva săptămâni din Alexandru au solicitat să vină o societate să vadă dacă se pot monta contoare individuale de apartament, să nu mai existe repartitoare și așa mai departe. Inclusiv și pe căldură și pe apă caldă. A mers o societate din apartament în apartament să vadă modalitatea în care se poate din punct de vedere tehnic ca fiecare apartament să aibă contor și s-a uitat și la apometrele existente în momentul de față. Acele apometre în blocul 250, marea majoritate sunt montate pe vertical, în mod greșit. Sau toate. Sunt montate greșit. Această montare greșită pe verticală poate duce la erori de înregistrare de peste 70%. Deci, de când s-au montat aceste apometre în apartamentele locatarilor din blocul ANL 250 aici din Zimbru, fiecare înregistrare lunară la toate apometrele din toate apartamentele a avut erori.
niciuna nu a fost corectă, pentru că poziția acestor apometri este greșită din start, de la montaj. Pot exista erori de la 10%, unele dintre ele pot merge la 80% dacă sunt însumate pe toată scara de bloc. Acum, mă scuzați că vă întrerup. Vă rog. Dar ceea ce este la termoservice în calitate de administrator, știu foarte, din foarte mulți ani, povestea nu-i de acum, adică când s-au făcut blocul de 10 ani. Deci nu s-au spus de atunci. Puteau să remedieze chestia. Deci nu s-au dorit. Deci s-au lăsat, nu-i normal. Sunt... Nu s-au dorit, pentru că orice consum implicit înseamnă niște bani în plus. Dincolo de faptul că există aceste erori de înregistrare... Apa Vitalul facturează din... la contorul din branșament, oricum, nu la contoarele. Nu, e vorba de repartizarea facturii de apă între locatari. Contorul de branșament facturează apa Vitalul. Normal, facturează. Nu după contoarele din casă. Problemele apar la... Problemele apar la momentul în care se face repartizarea între locatari, între apartamente și... Contorul general, dacă consigui 2-3 blocuri... O secundă, vă rog. O secundă, vă rog, că asta e altă întrebare și ajungem imediat la ea. Pe lângă diferența de clasă de precizie între apometru și contor, se adaugă și montarea greșită. Iar diferențele de neînchidere la acelea de bilanț pe care poate dumneavoastră le-ați plătit de ani de zile, se datorează exact deficienței de montaj și clase diferite de precizie. Asociația de proprietari prin administrator. Dar am primit săptămâna trecută adresa, ați primit-o și dumneavoastră, a fost trimisă spre știință și către termoservici și cu siguranță... Ați pierdut un bloc. Haideți să facem așa. Timp de o lună de zile, montăm în paralel două contoare. Dar ce să mai montez la asta dacă el este închis și ăsta înregistrează de branșament? Trebuie văzut ce se întâmplă pe instalația interioară a blocului. Trebuie văzut ce se întâmplă pe instalația interioară. Nu am de unde să știu ce se întâmplă dincolo de el. La mine, la subsol, nu am de unde să știu că robinetul dumneavoastră de izolare izolează perfect. Nu am de unde să știu asta până nu venim la fața locului tehnic să vedem. Deci izolarea e după contorul de branșament. Am afară o cutie în care este instalat... Contorul de apă caldă, da. De apă caldă și gigacalorimetru, tot. Acolo, da. Așa. Imediat la... Nu toate au citire radio. Am eu un alt 34% avem cu citire radio. Nu toate au. Și înainte și după. Corect. Am închis astea doi robinete. Perfect, da. Și ăla de branșament îmi înregistrează 0,45 metri cubi în 10 ore. Trebuie verificat. Ați făcut o solicitare la Dalkia să verifice apometru? Am făcut. Și m-a autorizat tot pe mine, că eu nu fac. Uitați, doamna Adriana știe, cobinet și inclusiv. Da, și și atunci n-am făcut treaba asta, dacă făcem de atunci treaba asta, am poate de atunci. Avem reprezentante la verificare metrologică și v-a spus, contorul nostru este așa. Dar eu nu mai iau de acela. Eu v-am spus că nu de acela, ăla e pentru controlul meu, nu-i pentru altceva. E pentru așa. Controlul meu. Dar dacă acum am închis... Deci nu folosi contorul. Am închis aici, știi, așa, de ce înregistrează asta? Până nu se verifică modul în care funcționează robineții de izolare, nu se poate certifica că este o izolare 100%. De aceea nu se poate verifica la modul concret decât la fața locului. Poate robinetul nu închide, asta spun. Deci, exact. Nu, trebuie verificat. Deci, nu, s-ar putea să aveți dreptate. Nu vă contrazice nimeni. El acum e închis. Și mergem, știi așa, și eu ieri am înregistrat, e perfect. Ce vă propun eu este un tehnician de-al dumneavoastră, un expert tehnic adus de asociație, cu colegii noștri de la distribuție. E expert să fie și mai degrabă sunt în bloc decât... Păi da, de la dumneavoastră, din bloc. Da, veniți dumneavoastră cu un tehnician pe care îl aveți agreat, un reprezentant al dumneavoastră. Dar eu dacă... Cu cineva de la Biroul Român de Metrologie și cu echipa noastră de la distribuție și vedem despre ce e vorba cu robinete de izolare și cu contorul. Robineții la dumneavoastră, să-mi sigileze robineții la mine în interior, sigur. Că stau închiși și să vedeți că te înregistrează. Sigur, e perfect, asta putem face. Sigur că da. Vineri dimineața la 8:30 în regulă? Când doriți. Că ne asigurăm noi să vină și de la Biroul de Metrologie legal. E în regulă. Dar așa nu facem. Să nu fie pe instalații. Deci e posibil ce spuneți dumneavoastră. Eu nu vă spun că nu e posibil. Eu nu mai eu de e în regulă. Am rugăminte. Mulțumesc mult. Am rugămintea să rămânem un pic dacă mai de discutat vreun detaliu. Dacă nu, vine la 8:30, vin la dumneavoastră să-ți beau o cafea.
Și îi lăsăm pe tehnicien să verifice. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt întrebări de la dumneavoastră. Doamna, aveți o întrebare. Să spuneți aici care s-a urmă toată lumea. Cât este metru cub de apă caldă în Iașul ăsta? Irina, te rog frumos. Cât este metru cub de apă caldă? Dar nu există metru cub. Metru cub de apă caldă e compus din apa rece și cantitatea de energie termică cuprins în metru cub de apă rece pentru a-l încălzi de la temperatura care o are apa rece. Dar eu n-am în Botoșani, nu. Nu numai din temperatura apei rece variază. Eu n-am, că, dar nu, la mine în bloc, tot blocul e debranșat, deci nu vă pot spune. Poftim? Da, e vorba. Până unde ajunge? Ce înseamnă diferit la dumneavoastră? Explicați-mi ce înseamnă. Dacă eu, noi consumăm 25 de metri cub de apă, da? Apometrul dumneavoastră spune că au consumat 40 de metri de apă rece, da? Și noi am consumat 25. Deci, 45 de metri de apă caldă costă 449,6. Așa, factura pentru apă rece 303. Deci, în total, eu 4 metri îi plătesc cu 66,66 la prețul de 16,665 și mai am o diferență, uitați, am făcut aici un calcul, o diferență foarte mare ca să ajungă cele două facturi. Stau și mă uit așa, deci, am 440 giga, asta înseamnă 440 de lei 95, asta înseamnă giga și jumătate. Bun. Da. De ce aparatul dumneavoastră înregistrează 45? 45 apă, de metri cubi. Metri de apă rece. Și noi avem 20, suntem 5 oameni cu apă caldă. Iunii la fel. Asta este sesizarea care am făcut-o la dumneavoastră. Am 410 lei cu 40 de metri cub de apă rece. Uitați dumneavoastră cât mă ajunge pe mine un metru cub de apă rece în luna lui iunie. Am consumat 4, mi-au pus 4 diferențe, mă ajunge 28 de lei metru cub de apă caldă. Deci, haideți să vă explic, dumneavoastră personal. Doamnă, cât este metru de apă caldă? Nu există un tarif, doamnă, pentru apa, pentru metru cub de apă caldă. Apa caldă, o secundă. Deci, încălzirea unui metru cub de apă caldă este în jur de 10 lei, aproximativ. Poate să fie 90, poate să fie 110. Da. Da? Încălzirea unui metru cub de apă caldă. Sunt temperaturi diferite la apă rece. La fiecare scară avem contor de apă caldă. Și diferă de la scară la scară. În funcție de temperatura apei rece care este încălzită. Unde este contorul ăsta cu apă rece? În centrală sau la scară? Este la scară. La scara dumneavoastră. Este conducta de apă caldă. Da, doamnă, păi el înregistrează apa caldă, are două componente. Apa ca apă. Apa rece din apa caldă. Doamna, în apa aia doamna, care intră în bloc. Vine apa rece până la noi la scară și o duce la Nu. Păi asta, vine apa caldă, eu îi dau numai la robinet, înregistrează la apa caldă aparatul ăla 25 de metri, da? Nu, doamnă, 25 de metri sunt aia care i-ați citit dumneavoastră în apartamente. Sumă de apartamente. Nu trece pe acolo? Nu, haideți, vă rog. S-a dus citirea de la dumneavoastră. E în regulă, o secundă. Ce încearcă să vă spună colega mea este următorul fapt. Noi înregistrăm energie, gigacalorii, și există acel contor care înregistrează cantitatea de apă rece care este încălzită să vă se furnizeze acele gigacalorii. Volumul de apă rece care este încălzit să ajungă la dumneavoastră în apartamente este înregistrat, cum spune colega mea, de acel contor. Exact. Dacă dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, când a venit ultima dată asociația să citească personal apometrele de la dumneavoastră în apartament? Doamne, nu mai dați vina pe apometri. Vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Mie să-mi spuneți întâi, răspundeți că eu v-am pus întrebarea. Vă rog. Cât costă un metru de apă caldă? Noi nu facturăm, apa caldă la metru cub, asta v-am spus. Doamne, ce energie, ce gigacalorii. Gigacalorii. Asociația vă dă 410 lei, 75 sau vă dă 700? Gigacalorii, doamnă, noi nu facturăm metri cub. Păi asta, 410. Păi 410 ăștia la 25 de metri. De ce iese, doamnă? Ajungeți din nou la întrebarea mea. Când a venit ultima dată un reprezentant al asociației să citească personal apometrele de la dumneavoastră? Iată, dacă dumneavoastră care sunteți un locatar modernă, dacă dumneavoastră care sunteți un locatar model și nu sunteți model, cinstită, doamnă, de fiecare dată chestiile astea de ani de zile. Am rugăminte. Vreți să vă răspund? Lăsați-mă să vorbesc, vă rog. La mine e 17 lei și aici a venit în sală mesagetuza, ai 10 lei și ceva. Nu. Acestea sunt niște calcule făcute de asociație, pornind de la cantitatea de energie pe care noi vă furnizăm și cantitatea de apă rece consumată să ajungă la dumneavoastră acea cantitate de energie. Dumneavoastră îmi spuneți că niciodată asociația de ani de zile
nu am mai făcut o citire a apometrelor din apartamente. Dumneavoastră declarați cinstit în fiecare lună pe fluturaj la asociație citire de la apometre, corect? Scuze, eu nu asta vreau să scot. Eu vreau vă rog să mă răspundeți la întrebări ca să vă pot eu răspunde la întrebare. Ce e atât de mult giga pentru 20 de lei? Gigacalorie este 265 de lei de 4 ieni consecutiv. Doamne, este o sumă aici? Am rugăminte. 410 lei înseamnă giga și jumătate. Am rugăminte. Ce e atât de mult giga? Doriți să vă răspund la întrebare sau vă las să vorbiți în continuare? Nu, dacă mă luați, de câte ori citit, de câte ori văzut diferența. Da. Deci 25 de metri cubi, de unde știți dumneavoastră că-s 25? Așa apare pe listă. Așa apare pe listă. De unde știți? Domnul meu, să spunem că nu suntem, să spunem că nu este citit corect și că s-ar putea să fie 40. De ce e atât de mult giga? Păi dacă-s 40, împărțiți o giga jumate la 40 de metri cubi. Totuși, de ce este diferența asta de 15 metri între una și alta? Păi dați citi pentru contoarele de la vecini toate. Și luna, și luna trecută 25 de metri. Asta spune doamna. De că de ani de zile n-am mai citit nimeni apometrele. Eu vă înțeleg. Contoarele din apartament, de unde știți ce înregistrează? Cine vi le-a dat? Cum cine vi le-a dat? Care sunt de ani de zile și care are toată lumea? Cine face indexul, citirile? Cine vi l-a dat? Citirea noi, contul. Noi ducem să-l trimite pe acolo. Dar o verifica cineva? Eu vă spun la... Administra probabil din toamnă, așa nu mai contează. Deci diferența nu-i bună, deci n-aveți datele inițiale corecte. Asta vreau să vă spun. Vă rog, o să... Haideți că vă explic. Vă rog. Întrebarea mea este felul următor. La 40 de metri cub nu-i mult. Am rugăminte la doamna să-i lase și pe ceilalți să pună întrebări. Am rugăminte să lăsați pe ceilalți să pună întrebări. Deci, mulțumesc. Pe scară la noi, da. Pe tronsonul unde stau eu, nu este decât un singur om care primește de la Dacia. Da. Noi, ceilalți locatari, da, plătim mai mult țevile. Părțile comune. Părțile comune, deci țevile și părțile comune, decât plătește unul cu două camere care are încălzire de la Dacia. Nu este corect. Nu este corect. Păi și atunci pe cine să luăm de gând? Eu sincer să vă spun, dacă nu vine până pe 1 octombrie sau cel mult 5 octombrie, tai țeava. Nu, stați, o secundă să nu ajungem la ilegalități. Nu, o secundă. Dar o tai pentru că eu când am cumpărat blocul, l-am cumpărat cu tot cu țevi, iar Dalchia, dacă vrea ca la acel om să dea, noi încă două persoane să mai suportăm. Aveți 5 apartamente. O secundă, haideți să o luăm pe rând. Nu vă luați după listă. În fiecare an, la început, am o rugăminte la colegii din față să-mi permită un pic să mă înțeleg cu doamna. Mulțumesc. În fiecare început de sezon de încălzire, normal în lunile septembrie-octombrie, asociația trebuie să vină cu un reprezentant, cu un tehnician, vine, doamnă, să facă inventarierea... De 10 ani n-a fost nimeni. N-a mai venit nimeni la dumneavoastră să vadă dacă nu cumva v-ați izolat coloanele sau dacă... Da, coloanele sunt izolate, doamne. Deci noi când ne-am debranșat, am spus așa, vă aprobăm debranșarea, dar băgați țevile în perete. Nu aveau voie să vă oblige. Deci noi le-am băgat. Am înțeles. Și s-a constatat acest lucru? Da, sigur că da. Am înțeles. Dar, dincolo de asta, am o rugăminte că vorbim unii peste alții și nu ne înțelegem. În fiecare început de sezon de încălzire, septembrie-octombrie, asociația este obligată să vină la subsol, pe casa scării, la spălătorie, la uscătorie, în fiecare apartament, fie că este sau nu acordat la sistemul centralizat, să inventarieze corpurile de încălzire. Dumneavoastră îmi spuneți că de 10 ani nu s-a mai venit. Este... Nu a fost de 10 ani. Deci, în fiecare an, o secundă, vă rog, am înțeles, doar să-mi permite să vă răspund. În fiecare an trebuie ca asociația, printr-un reprezentant, printr-un tehnician care se pricepe, trebuie să vină să facă inventarierea suprafeței echivalentă termic în toate apartamentele, indiferent dacă sunt sau nu acordate la sistemul centralizat. Asta e unul. Doi. Nu m-ați înțeles. Există posibilitatea ca vecinii dumneavoastră să-și fi pus calorifere în plus. Unii care sunt declarați în hârtii, debranșați și sunt descoperiți de primărie. Unul singur mai este pe scară la noi. O secundă. Stați-mă să vă răspund. Există posibilitatea ca unii dintre ei să-și fi pus calorifere în plus, alții dintre ei să-și fi izolat coloanele. Dacă de 10 ani n-a mai venit asociația să verifice acest lucru, acești oameni sunt puși la plată pentru părți comune mai mult decât ar trebui să plătească. Cum spuneți că se întâmplă cu dumneavoastră? Două camere plătea 62 un apartament. Și eu, deci... Într-un dormitor vine de la vecin, nu am. Aveți coloană comună cu apartamentul vecin, da? Așa. În bucătărie nu funcționează, că n-a funcționat de vreo 30 de ani niciodată. Am înțeles, așa. Da.
în baie, am țevile în baie, dintre care merge și în sufragerie. Spre ea cealaltă cameră, și conducta, cealaltă, da? Cameră și în fund am o singură cameră. Am înțeles. Și toate sunt izolate. Dincolo de asta, dumneavoastră, nu aveți, nu aveți de unde să știți ce s-a întâmplat în apartamentele vecinilor. De aceea, legea obligă asociația ca în fiecare an, la început de toamnă, până să primească prima factură de încălzire pe care trebuie să o repartizeze, să facă aceste verificări. În urma acestor verificări se recalculează suprafața echivalentă termic pentru fiecare apartament și fiecare locatar plătește exact cât trebuie să plătească, așa cum scrie la lege. În mod tehnic, un apartament care este racordat la sistemul centralizat, deci are și porți comune și calorifere individuale, nu poate plăti mai puțin decât un apartament care este deconectat. Din punct de vedere tehnic, în teorie, trebuie mers din apartament în apartament și trebuie verificată concret situația în teren, ca să nu mai apară astfel de anomalii pe care le spuneți dumneavoastră. Am adus noi de la un punct termic și să ne măsoare țevile. Inventarierea se face de către asociație. Este un tabel la sfârșit cu suprafața echivalentă termică exprimată în metri pătrați pentru fiecare apartament și trebuie acel tabel semnat și ștampilat de președinte. De la punctul unde e școala Miron Costin, e acolo în punct termic. Da, dar doamna spune că de 10 ani nu s-a mai făcut. Nu, deci noi am solicitat. Ăla care mi l-a făcut-o. E la mine, făcut-o în casă, la mine, complet, pe toate apartamente. Dar ce se întâmpla acum 10 ani? Deci este clar că nu mai este valabil. Nu mai este valabil. Am rugăminte, îmi dați, vă rog, adresa dumneavoastră completă? Da, Mușatin numărul 55, bloc R2. O secundă, 55, bloc R2, da. Scara B. Barbu, da. Etajul 1? Nu, e ok. Scara. Am notat adresa ca să vedem în baza noastră de date când ne-a fost transmisă de către asociație, de către președintele asociației, ultima inventariere și pornind de la această... Păi, vă dați seama că dacă nu mai am să mai făcut de mult, e clar că nu mai este valabilă. Președintele de 3 ani. Dacă eu fac scris. Ați făcut o solicitare scrisă către asociație, da? Da. Și mi s-a dat precum să mă duc la Elsaco, precum că nu am țevi. Așa. Și ne-am dus, care nu am mai primit răspuns nici în ziua de astăzi de la Elsaco, pentru că țevile noastre când ne-am debranșat, așa ne... Nu, dumneavoastră ați făcut o solicitare scrisă la asociație și asociația nu v-a răspuns, v-a trimis la o altă firmă să vă răspundă ei? Nu. Deci noi, eu m-am dus la asociație și am spus pentru ce plătesc eu mai mult, da, care am centrală, mai... Corect. Mult ca ăla cu două camere. Așa, da. Și au zis că nu, mergeți la Elsaco și eu vă dau precum că nu aveți... Vă mulțumesc că mi-ați adus aminte de un alt subiect. Apropo de această relație între asociații și firmele de repartitoare. Am rugămintea mare la doamna să mă lase un pic să mă înțeleg cu colegii, mulțumesc. Asociația de proprietari îi reprezintă pe locatari în relația cu toți furnizorii, inclusiv cu acest prestator de servicii care este firma de repartitoare de costuri. Contractul este semnat între asociație și firma de repartitoare de costuri. Mai departe, dacă un locatar are dubii legate de modul în care firma de repartizare face acest calcul, primește factura de la Dalkia și o împarte între toate apartamentele din bloc. Locatarul merge la asociație să pună întrebarea și asociația mai departe, reprezentându-l în relația cu firma de repartitoare, se ocupă să găsească răspuns. Nu-l trimite pe locatar la firma de repartitoare, că nu așa se face, pentru că dumneavoastră plătiți un administrator care să facă pe intermediarul între dumneavoastră și orice furnizor de utilități. Nu este corect pentru dumneavoastră să fiți puși pe drumuri inutil. Să registreze chestiile astea cu administratorii și cu asociațiile de locatari, pentru că noi pe președinte nu l-am văzut de 3 ani de zile. Nu avem... Președintele trebuie să aibă scris pe asociație un număr de telefon. Așa este. Și listele avem de întreținere sunt semnate și ștampilate de președinte? Dar procesul verbal când l-a angajat administratorul, unii este la sesfată, domnul Dregul, procesul verbal, de cine-i făcut? Să vedeți cum-i făcut. Dacă noi eram cu totul și-au plătit 100 de euro, surabii... Noi n-am avut contract, plătea să ne venim 100 de euro. 100 de euro, plătit o iarnă căldură la 20 de apartament. Am înțeles. Deci, pe de o parte, n-ați mai avut o adunare generală de ani de zile de când nu l-ați mai văzut pe președinte. Nu s-a convocat legal, nu știți ce s-a hotărât, nu știți cum a fost angajat administratorul. Nu știm nimic, dacă vă spun cu angajatul ca juristă pe fica președintelui și eu i-am spus... Iată de ce este foarte important ca aceste regulamente despre care vorbeam la început să fie aprobate și să înceapă să funcționeze în Iași, pentru că
fiecare asociație trebuie să facă adunare generală cel puțin o dată pe an, convocată în mod corect, așa cum trebuie. Dacă la primărie, timp de 12 luni, o asociație nu trimite hotărârile adunării generale, este clar că nu s-a făcut adunare generală și mai departe primăria va pune în vedere... Nu, trebuie convocată statutar, trebuie convocată în mod legal această adunare generală. Ori se afișează acea convocare la vizierul asociației, în așa fel încât să apară pe data la care se convoacă adunarea generală, locația și ora, trebuie semnată și ștampilată de către președinte sau, mult mai simplu și mult mai corect, cred eu, față de locatari, este ca președintele să meargă cu acel convocator de adunare generală din apartament în apartament să se asigure că locatarii iau la cunoștință de convocarea adunării generale. Când am pus centrala, nu scria nicăieri că eu trebuie să plătesc țevile. Odată ce le-am băgat în perete. După 2 ani sau 3 ani, că să plătim țevile. Această reglementare a fost întotdeauna valabilă. Din ce an? Din totdeauna, de când există reglementări pe servicii publice. Deci au fost ani de zile când... A, că nu vi s-au pus dumneavoastră, asta este partea a doua, sigur. Seaba pusă în perete, nu a ieșit căldură, nu ci căldură să iasă prin perete. Tocmai de aceea este important să se vină în fiecare an la dumneavoastră în apartament și la vecinii dumneavoastră și să se constate concret cantitatea de căldură degajată de aceste conducte. Să nu plătiți nici mai mult, nici mai puțin decât, doamna, decât este cazul. Doamna, haideți să nu suntem copii de grădiniță, ca să nu înțelegem. Înțeleg perfect. Ce căldură poate să iasă dacă pe hol țeava groasă este băgat cu tego, este băgat în perete? Ce căldură să iasă? Nu există niciun material care să izoleze 100% din punct de vedere tehnic. Dar nu există nicio întreprindere să mă oblige să plătesc de ceea ce nu mă folosesc. Nu, nu vă obligă nicio întreprindere, sunteți obligată prin lege. Nu cred. Mulțumesc. Legea nu era de 2004. Hai. Da. O rugăminte, vă rog, mai avem o întrebare. Scria de ce din 2004? Scria că trebuie să plătiți și să consumi condominiu. Da, sigur. Legea veche. Cei care au avut repartitoare au dat mai puțin la căldură și noi, cei care aveam centrale, trebuia să plătim căldura lor. Pentru că de la repartitoare nu veneau să citească fiecare lună. Se ducea omul să dădea că voia. Dar de ce să nu plătești? A, deci la fel ca în cazul cu apometrele, nu se făceau citiri din apartament în apartament și e clar că puteau apărea erori, sigur. De exemplu, sunt scări care au toate centrale. Cine verifică subsolului dacă s-au tăiat țevile sau nu s-au tăiat țevile de apă? Prin grijă asociației de proprietari și la solicitarea asociației, oricine poate face verificare. Și noi putem face verificare, sigur. Sigur că da, sigur că da. Cred că nici nu... Dacă nu se rezolvă, tai țeava, ce să fac? O tai de la mine din casă, dacă nu se rezolvă. Haideți să ne lămurim cu statutul acestor coloane verticale. Acele coloane verticale care traversează apartamentul dumneavoastră nu sunt ale dumneavoastră, sunt ale întregii asociații, ale condominiului. Partea dumneavoastră, partea individuală din coloanele instalațiile de încălzire, partea care aparține unui singur apartament, este, dincolo de coloana verticală, acea țeavă orizontală care duce la calorifer. Dumneavoastră aveți centrală individuală de apartament, deci nu aveți nici țeavă orizontală, nici caloriferul acordat la sistemul centralizat. Deci nu mai aveți această parte individuală, cum are vecinul dumneavoastră care este acordat la sistemul centralizat. Acele coloane verticale sunt ale tuturor vecinilor, nu ale dumneavoastră. Dumneavoastră aveți o cotă parte care aparține propriului apartament din acele coloane verticale. Orice cetățean al României, prin lege, are asigurat dreptul la un serviciu vital, cum este serviciul public de alimentare cu energie termică. Dumneavoastră, dacă tăiați o țeavă, este foarte simplu ce faceți. Încălcați legea. Acea țeavă nu este a dumneavoastră. Nu scria, deși... branșat, nu scria la CET că eu trebuie să plătesc țevile atât timp cât le-am băgat în perete. Nicio reglementare care privește repartizarea costurilor cu încălzirea nu este făcută de un operator de termoficare. Este vorba de legislație valabilă la nivel național. N-a fost făcută nici de CET pe vremea aceea, nu e făcută nici de DALCHE. Este valabilă la nivel național. Nu, a făcut-o guvernul. Că nu guvernul votează legi, cel puțin așa mi-amintesc eu. Dar acum ce vom face? Că am văzut la televizor o emisiune. Vă rog, da. Pune accent pentru sistemul termic să modernizeze. O rugăminte, vă rog. Și am înțeles cu timpul că se va opri funcționarea pe centrale. O la televizor. Ultima lege a eficienței energetice apărută în anul 2014 obligă
mai multe condiții pentru care montarea de repartitoare sau contoare individuale pentru beneficiari sistemelor centralizate de energie termică și mai pune niște condiții foarte restrictive pentru posesorii de centrale de gaz. Și mai este și legea mediului unii este taxa de mediu de poluare, care este de foarte mult timp publicată, din 1990, tot e modificată și nepublicată, dar articolul ăla a rămas tot timpul. Toată lumea care consumă combustibil trebuie să plătească o taxă de mediu. Pentru centrale individuale încă nu s-au aplicat. Nu vrea nimeni să ducă să solicite taxa de mediu. Dar certurile plătesc taxă de mediu. Mari consumatori plătesc taxe de mediu. O să ajungă, pentru că legea eficienței energetice a apărut anul ăsta, în 2014, nu știu cât mai țin. Din cauza asta am pus și eu întrebarea, pentru că noi suntem o parține locatari care nu avem voie, nu avem acces la subsol, s-o curățat subsolul, s-au scos niște țieri, dar nu știm care. Apucandă termofisare. Deci asta e bucătăria dumneavoastră în asociație. Deci dumneavoastră asociația sunteți 12 aparte. De ce nu vă faceți asociație fiscală? De ce nu vă faceți asociație fiscală? E cel mai bine. De ce stați asociația așa mare? S-au pe bloc. Îmi pare foarte rău că n-am venit. Costurile mai mari, dar nu mai există. S-au avut toate nemulțumirile locatarilor din Alexandria. Eu am fost pe zonă și nu s-au luat nicio măsură. Eu am fost pe centrale care erau datori și ți-au dat aviz. Doamnă. Și asta e bucătăria toată noastră. Ce s-a întâmplat în Iași, în sistemul de termoficare, s-a întâmplat. Haideți să încercăm din 2014-2013, când se încearcă și regulamentele astea noi să aplice. Eu înțeleg. O regulă. Am înțeles că nu există regulă. Nu s-a respectat legea până acum la debranșări. Da, eu vă spun că cine se debranșa, legea veche și legea actuală... Eu am și plătit pentru debranșare, domnule. Dar nu plătit. Trebuia să faceți echilibrare hidraulică a instalațiilor interioare de termoficare, care costă vreo 1000 și ceva de lei, 1500. Nu vă ceru nimeni banii ăștia. Că le-a fost frică la aia cu centrale, dacă vă mai spunea că și costul ăsta e de 1500 de lei, trebuia să faceți proiect avizat de operator. Am făcut. Păi, și autorizația, autorizația de construire de la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru costul de evacuare a gazelor arse. Pentru că orice debranșare dezechilibrează instalații. La un bloc din asta vechi, ca să mai faci echilibrare hidraulică. Păi nu, la un bloc vechi, o instalație interioară trebuie schimbată la vreo 30 de ani. Dacă o luăm așa cum vă și dreptului de proprietate, eu pot să vin ca proș și proprietate. Nu se întâmplă în țara asta, că asta le suntem, ăștia în România, în țara... Eu vreau să mă duc la Dan, ca să-i spun în felul următor, ok, trec țevile pe la mine. Vorbim la sinceritate, acum suntem în România. Ia-ți matale țevile și scoate-ți-le pe afară. Știți care e ideea? Acele țevi. Asta v-am zis. Asta au fost făcute de vremea lui Ceaușescu și așa s-au făcut blocurile. Da, dar blocurile cum au fost vândute, țevile dumneavoastră aveți cotă indiviză. Și nu sunt ale operatorului. Nu sunt ale operatorului acele conducte, sunt ale condominiului, ale locatarilor. Da. Și atunci, da, hai că să spunem și noi, doamne, să scoată țevile. Dar nu sunt ale noastre, doamnă. Asta vi s-a explicat și domnul director. Da, pentru contorizare individuală, da, ceea ce este foarte bine. Așa este. Dar pe banii locatarilor. Păi, proprietatea dumneavoastră. Și atunci îmi convine să mă duc să plătesc exact cum plătesc gazul, să mă duc să plătesc și apa rece și nu am probleme cu asociația. Sigur, da, pentru contorizare individuală, da. S-a dat ANRE-ul a dat dispoziții contoarele de energie electrică să fie scoase la limita de proprietate. Dacă ați văzut la țară, deja și la case, contoarele au ajuns pe stradă. Pistâlp. Așa ajung și la noi în condominii. Contoarele de energie electrică o să ajungă jos la parter. Dar deja sunt unele blocuri pe strada care au contoarele. O să le aplice. Dar și la noastră să le mute. Fiindcă intrăm în niște discuții foarte aplicate, concret la exemplu unor scări de bloc și chiar vă rog, dacă se poate să mai rămâneți
20 de minute, jumătate de oră, să intrăm cât mai în detaliu la cazul blocurilor dumneavoastră, fiindcă, pornind de la astfel de exemple, noi mai departe putem, împreună cu autoritatea de reglementare, cu primăria, eventual și cu organizații care reprezintă locatarii, să facem tot felul de propuneri care să meargă mai departe și o să decidem exact care este entitatea către care trebuie făcute aceste propuneri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi în aceste 7 întâlniri. Vă promitem și mi-asum acest angajament că cel târziu, în primăvara anului 2015, ne vom întoarce către dumneavoastră să vă ascultăm, să vă spunem dacă au fost probleme cu sesizările și cu sugestiile, observațiile pe care le-am primit de la dumneavoastră până acum. Pentru noi a fost un exercițiu, ca să spun așa, de respect pentru cetățenii Iașului, pe care îi vom servi cel puțin 20 de ani, și de asumarea unei responsabilități pe care o avem față de dumneavoastră în calitate de furnizor de energie termică sau de fost furnizor de energie termică. Cert este că avem responsabilitatea să venim să discutăm cu dumneavoastră, să ne asumăm toate criticile și să mergem mai departe să învățăm din ele și, atunci când se poate, să venim cu un aport constructiv, atât pentru noi ca operator al serviciului public, dar și pentru locatarii care au răbdare cu noi și care vin să ne arate încrederea lor. Vă mulțumesc mult și am să vă rog dacă se poate să mai reuneți puțin. Mulțumesc! Laura, dă-mi cu voi, te rog. Am notat. În primul rând, la dumneavoastră trebuie verificat. Cine e președintele? În actele care sunt la primărie ale asociației? Nu. În acte, cine e președinte? De când datează hotărârea de adunare generală? O să verificăm asta, o să o cerem la primărie. Numele dumneavoastră și numărul de telefon? Da. 0747 da. 09 da. 987 și frunze și